Am vorbit despre Oana Zăvoranu, acum vorbim despre Delia Matache. Delia Matache se simte o mătușă binecuvântată de când a descoperit că nepoata Jessica are spirit artistic, vedeta radiază de fericire. Să ascultăm ce spune celebra mătușică despre nepoata ei, dar să aflăm și cum își petrece timpul liber când nu se joacă cu Jessica, ori cu nepoțelul care a venit pe lume abia acum 4 zile. Eu nu am totul, dar nici nu mi-aș dori să am totul. E bine să ai lipsuri în mai multe sensuri, pentru că te motivează să te descoperi și să cauți în continuu ceva. Cum te relaxezi tu? Stând, nefăcând nimic, făcând sport, tot ce mă scoate din rutina mea. Care este cel mai scump obiect în care tu ai investit? Spectacolele mele. Nu sunt obiecte, sunt lucruri mari, dar sunt cele mai scumpe proiecte în care eu am investit bani. Cât timp te pregătești înainte de un spectacol mare? Dacă sunt în turneu, de exemplu, și e vorba de un proiect precum Acadelia, îmi ia cam o oră și un pic și sunt aranjată de doi stiliști, hair și make-up, plus ținutele. Ce are ea, sigur ești mulțumit. Că de la ea vreodată ai auzit că tu și fără flori ești ușor. Ai un ritual înaintea unui spectacol? Nu. Să încerc să nu mă obosesc foarte mult înainte sau să încerc să nu mănânc foarte mult. Ținând cont de ce am simțit ultima oară în turneu, cred că e bine să nu mai mănânc înainte cu 3 ore. Că nu face bine când mă dau peste cap. E lucru pe care ți-l dorești să-l faci și nu l-ai făcut până acum? Eu îmi doresc să se topească mai repede zăpada, să pot să mă duc pe un traseu pe munte, unde îmi place mie, dar se pare că mai am de așteptat că iarna asta nu vrea să se termine. Ce vreau să mai fac? Nu știu, să ies în spațiu. Că tot ai spus că mergi pe munți, care a fost ruta cea mai lungă? Câți kilometri ai mers? Cred că rutele cele mai lungi nu au fost pe munte, ciudat. Cred că mai mulți kilometri am parcurs pe jos de fiecare dată când am plecat undeva în Europa. Noi nu luăm taxiul când mergem nici în Londra, nici în Paris, nici cam nicăieri. Tot ce se merge, se merge pe jos. Toți kilometrii se parcurg pe jos și au fost zile cu 27 de kilometri. Cum îți petrești tu timpul cu nepoțica? Ca orice om normal, nu... Mă merg la ea și... Dansați pe melodiile tale, cântă... Nu, încearcă pot să zic că încă e destul de mică, adică nu suntem acolo, încă nici nu vorbește. Nu, dar cred că are chestia asta, partea asta de extrovertită în ea și îmi place. Pare un spirit artistic acolo, în stadiu incipient. Cine m-a făcut?